Poate Dumnezeu așa a avut. Acum eu ce am făcut, am făcut. Uite, acum semnează și Tănas. Adică? Semnează, gata, acum sunt, e la semnătură. Bravo, felicitări. Deci, credeți-mă, eu nu știți cât mă bucur că vă faceți echipă, pentru că, domne, am așa-s român, vreau să-i bateți pe ăștia din străinătate, domn Becali. Băi, dar ce oftic am eu pe ei, dar acum că le-a venit timp. Și știi de ce și mai de care-i treaba? Ei sunt vaccinați. Noi nu. Și puterea noastră e mai puternică decât puterea lor. Da, îmi dați așa, când văd că avem și noi echipă care le ține piept la ăștia la străini, am și eu ca român o satisfacție, domn Becali, o mândrie. Da, o să vezi că... Bă, și de ce? Pentru că tu ai realizări, știi? Și tu, dacă n-aveai, îți puteai să fii invidios și ofticos și nu mă vreme. Am înțeles. Spuneți-ne cu Tănase, vă rog, două, trei vorbe. Care scondi... Bă, adică... cu Tănase ce? Cu Tănase i-am zis, bă... Câștig bani, câștigi bani. Deci îi dau bani în primiere. Înțelegi? Și asta am zis cu Tăraș și am făcut un contract ca să câștige bani. Adică ce, mă calific în Liga Campionilor, îți dau bani, primă, ție bani. Da. Câștigi bani. Nu? Și cât pe lună, cât îi dați? Păi îi dau pe lună 350, 29.000. A, 350 bani, nu? Cum ar veni? Da. Am înțeles? Și ce bonusuri are dacă câștigați bani? Păi va avea bonusuri mari, îți dai seama. Domnul Becali, pe câți ani a semnat Tănase? Pe 2 ani. Pe 2 ani? Și are vreo clauză că, nu știu, îi vine vreo ofertă peste 6 luni, poate să plece? Poate pleca când vrea el. Da. Dacă stă, dacă pleacă când vrea el, dă bani înapoi. Toți banii care i-a încasat? Da. E corect, mi se pare foarte corect. Da. Adică noi am pus clauze de 1 milion. Cum ar veni, vă dai bani înapoi. Tu vrei să pleci, de exemplu, o echipă îți dă 2 milioane, și tu 6-700 mii că te ai luat. Am înțeles. Și unde îl vedeți, domnul Becali? Unde îl vedeți să joace? Care e postul lui ideal? Tănase este atacant. Pentru că el poate juca și postul lui Olaru. De care? Dar nu poate Olaru să ia postul la nimeni niciodată în România, nimeni nu îi poate. O să vezi, Lucescu va juca cu el atac pe postul lui. Cu cine va juca? Cu Olaru. Bine, nu contează, n-am, mai intrăm pe echipa națională, n-ar să vorbim. Înțelegi? Și deci Olaru e, deci Tănase e atacant. Bine, mai ales că în stânga acolo va veni Tavi, George Popescu, care George Popescu iar o să fie... O să vezi că o să facem echipă puternică. Deci Tavi o să vină, o să facă spectacol, din ce credeți? Da.